Salut, plecarea din Huacachina este programată la ora 10 de la hotelul Carola Lodge. Următoarea destinație este Nazca, locul celebrelor linii Nazca, geoglife realizate după părerea specialiștilor între anii 500 înainte de Hristos și 500 după Hristos, pe o suprafață de circa 50 de kilometri pătrați și a căror mărime variază între 400 și 1100 de metri. Acestea reprezintă forme geometrice și modele zoomorfice, interpretarea semnificațiilor fiind diferită de la savant la savant, unii spunând că sunt marcatori astronomici sau calendaristici, alții atribuindu-le extraterestrilor, iar alții ritualurilor localnicilor pentru a aduce ploaia în aceste ținuturi aride. Cert e că sunt vizibile numai de la înălțime, iar astăzi avem posibilitatea de a le survola. Dar până să ajungem la Nazca, compania Peru Hop ne abate la Pisco Nieto pentru a vedea o distilerie locală. În mare, procesul de producție nu diferă de cel din România anilor 30-40, strugurii zdrobându-se cu picioarele în niște bazine betonate de 5 pe 5 metri. Apoi am degustat produsele lor bahice, după care am luat prânzul, care ne-a costat circa 10 dolari și ni s-a prezentat și un program artistic de muzică și dans. De același proces ca în România. Vinul tău este foarte bun. And now we're going to say another toast, okay? Then you cast one more time, and you're going to repeat after me, okay? Arriba los vasos! Arriba los vasos! Más arriba! Más arriba! Los corazones! Los corazones! Y abajo! Y abajo! Los calzones! Los calzones! Salud! Salud! And the meaning is... You know, if you see just machines, sometimes they damage the skins or seats. But in this craft version, the taste is more fruitful. But the reason is recommended mostly as a digestive wine. After large dinner, especially red meats, such as beef steak, lamb, bacon, or it's very nice for preparing sangria as well. Al pan pan. Al pan pan. Al vino vino. Al vino vino. Si el novio. Si el novio. Se fue. Se fue. El vecino vino. El vecino vino. Salud. Salud. And the meaning is this. To the bread bread, the wine wine, if the boyfriend has gone, the neighbor came to come. Okay, friends, let's get it started. Okay? If you don't sing, you're gonna participate as well. Okay? Let's start the song in 3, 2, 1. We want to know if the guys are drunk. We want to know if the guys are drunk. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep.
marea oprire a fost la turnul de observare a trei dintre geoglifele de la Nazca de pe marginea autostrăzii Panamericana Sur, unde am stat cam 30 de minute. There's a love that fits so perfect it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating and the air gets tough just breathing. I'm alone but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know. Panamericana Sur, subliniile, trei figuri. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient waiting on air, feeling like your grip might slip too soon, but I'm running. Apoi, după cum scrie și în rezervarea Peru Hop, la cafeneaua Mom's Cafe din Nazca, unde cei care vor să rămână aici coboară, celor care rămân în autocar alăturându-li se alți turiști care merg la arechipa. Este ora 17:30-18 și se înserează rapid, așa că scoateți Google Maps-ul și căutați-vă hotelul. El Telar, hotelul la care am avut eu rezervare, este chiar în spatele cafenelei, așa că în 5 minute am ajuns. Și baia. Să vedem. Ok, cu gust. După instalare am ieșit să iau pulsul orașului. Atât timp cât rămâneți în centru și pe străzile luminate, nu este cazul să vă faceți griji pentru siguranța voastră. Oricum, gazda mea m-a asigurat că este un oraș sigur. Mâine vom zbura deasupra liniilor Nazca. La revedere! Chasing speed and gunning, I'll be right there all of a sudden. I feel your